împlinește vârsta de 35 de ani. Să-l felicităm! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani, dragă Sergiu! Oameni buni, ce să vă spun? De-ai noștri la Hârbovăț, la Chișinău, fac lucruri mari de tăt. Deci nu vă închipuiți, uite, poate ați fost pe acolo mulți, dar mulți n-ați fost, să vedeți ce lucruri face Sergiu acolo. Ce să vă spun, eu care am văzut atâtea la viața mea, mă înier eu, deși aș face el. Da. Dar lot și ăla încă nu ți-l vând. Eu am lot de pământ, chiar lângă dânsul acolo. De construcții de casă. Nu ți-l vând încă. Încă nu ți-l vând. Am mai vedea. Ai auzit? Bucurie și-i mare. Pentru mine e bucurie, pentru tine nu e bucurie. Să-ți conchesc loturi de pământ, de construcții. Am citit în ziarul Timpul ieri, asta și la televizor am auzit. A, voi lucrați pe așa. Eu văd că ai să-mi strâns un fel de mafie. Văd eu. Văd, am șeput deodată și după reacție, după tot. Sergiu, să fii sănătos, dragul meu. Mai glumim, că cel care gluma nu știe, la așa petreceri nici să nu vii. Și cel care nu știe jocul, nu știu cum jucăm azi aici, nu știu. Să jucăm, da, merg acasă, fac foc, să iei seama de găin, să nu se lău la vecini. Da, deci, Sergiu, cu adevărat, un mare, mare gospodar și eu mă bucur foarte mult că de la noi, de la Hârbovăț, o ajuns la Chișinău. Atât de tânăr, ca pușează și cu dâns la 50 de ani, ca și Rockefeller, ca și Rothschild, cei mai mari bogătași al lumii. Știți cum Brejnev odată îi sună lui, lui Nixon, prezidentul Americii, pe atunci. La ruși era Brejnev și la ruși era Nixon. Și unii Brejnev unii îl sună și unii faci, alo, Nixon, ăta tu? Da, și el îl face, nea, cică, ea Rockefeller, știți, Rockefeller miliardar. Cică, nea, Leonid Ilici, eu sunt Rockefeller. Cică, tu ne uznal, bagat în budiș. Este îmbogățat. Așa era pudre de am de bogat, așa. Deci, să dai Dumnezeu, să ajungeți acolo unde v-ați propus, dragă Liuda, pentru că fără ajutorul lui Liuda, oricum nu ajunge acolo unde. Deci, totdeauna femeia, deci, cum se spune, și-n-i capul, și-n-i gândul, cam asta-i, să știți. Da. Deși nu în toate cazurile, că eu uneori zic că nu, în cazul tău zic femeia e capul, zic, tu ești gâtul. Dar în alte cazuri, gâtul e femeia și capul e bărbatul. Aici, nu știu cum, la voi e periodic, când și cum, la voi se schimbă. Sergiu, sănătate multă, dragul meu, la 35 de ani a tăi, eu zic, e o vârstă atât de frumoasă și fă-ți planuri de viitor, pentru că cu siguranță că să le... Dar te-am deslăghit, nu mai slăghit. Nu-ți permit? Da, nu-ți mai permit, trebuie să amine gospodari. Și fel de gospodari așa e. Trebuie să ai o lecuțcuță așa. Nu, tot așa i-am spus. De respectul. Știi cum se spune? Așa, Sergiu, la mulți ani, dragul meu, sănătate multă, Liuda, să fii sănătoasă și toți copiii tăi, ești unul chiar așa, ușor, alături de dânsul. El e voleric, măi, el n-are loc, el nu-și găsește locul, zi și noapte. Și nu e atât de ușor să porți așa alături de tine un om, atât de energic. Da, dar vă potriviți de minune și să vă ajute Dumnezeu. Eu sunt omul care vă doresc tot bine lumii, să vă dea Domnul tot ce vă dorește sufletul. Și... încă o sărbătoare azi. Deci pe Sergiu l-a felicitat 35 de ani, i-a luat de-o grijă. Așa. Și să mai știe toată lumea. De fapt știți, dar și nu știe. Iată, cu 10 ani în urmă, ca într-o zi de azi, de Sergiu și cu Liuda s-au căsătorit. Oameni buni, 10 ani de căsătorie. Sărbătoare, nu? Sărbătoare mare. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Nu te gândi, drag, cum cântă ei! Amar! 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 Amar!
eu îi pun să cânte mulți ani trăiași și îmi place cum cânt fiecare cu tonalitatea lui, măi. Tu înțelegi? Asta îmi place tare. Dar toți cântă, îmi place foarte mult. Să fiți sănătoși, la mulți ani, dragii mei, eu zic că a fost... La Hârbovăi stă sau... A fost ceas blagoslovit întâia oară când v-ați întâlnit. Iuda, și tu ești de aici din sat? Da, Țărindrea. Păi, tu de-a cui ești? Neam. De Sărtineanu. Să fii sănătoasă, scumpița mea. Deci a fost ceas blagoslovit întâia oară când v-ați întâlnit și de atunci nu v-ați mai despărțit. Așa să trăiți, la mulți ani să ne trăiți și neamul nostru să-l mai înmulțiți, dragii mei. Așa, așa că sunteți tineri și în putere. Ei, ei! Așa, dacă tot...